Mă, nu știu cine e, dar cineva a trimis o poezie foarte mișto pe net. Umbra? Ce? Umbra? Cu umbra. Am și despre doamne, dar era vorba de umbră. Adică nu ne ce umbră. Ah, unde ești tu? Țepești, doamne. Mai trebuie să o și găsesc. Așa. Foarte mișto. Foarte așa să văd ceva. Nu? Nu vreau să delete. Deci. Umbra lui Dumnezeu e tot ce vezi. Ce în spațiu se desparte și se adună. Pământ e în ea și prun și undă, un drum călătorul dinpreună, fântâna adăpostind o lună, umbra lui Dumnezeu e mai vârtoasă în lumină, mai grea ca alte umbre. Și nu-ți scapă. Și poți să o strângi sub chip de holdă și grădină. Și poți să o bei în chip de apă. Ce ziceți? Profund, adânc. Dar vreau să spun că chiar mă surprinde, pentru că am ajuns la aceeași idee, știi? Mai bine am primit acum. Bun, ca să înțelegi ce înțeleg eu prin umbră. Adică ce, la ce mă referam când vorbeam despre umbră, că poate n-am fost eu destul de clar. Umbra este acea parte a noastră, reprezentată de întuneric. Fiecare om are o lumină și o umbră. Da? Mulți nu înțeleg că Dumnezeu are și o lumină și o umbră. Că inițial a existat întunericul și că din întuneric s-a despărțit lumina. Dacă am putea să vedem așa de la distanță, am vedea că universul material este în umbra lui Dumnezeu. Și atunci, noi toți facem parte din umbra lui Dumnezeu. Scăzând ca și scară, fiecare individ este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și atunci fiecare individ are implicit o lumină și o umbră. Deci când mă refer la umbră, mă refer la întuneric. Întunericul nu este același lucru cu rău. Adică, noi facem o greșeală. Și nu noi, mulți. Și am văzut asta și pe net. Confundă pe Dumnezeu cu lumină. Dumnezeu nu e lumină. Dumnezeu este și lumină, și întuneric. Sau, ca să fiu mai exact, este sumă tuturor lucrurilor pe care există. Sau lucruri pe care le știm și pe care nu le știm. Și atunci, implicit, întunericul ăsta este tot o parte a lui Dumnezeu. Nu există niciun loc unde să nu există Dumnezeu. Pe mine m-a interesat umbra din perspectiva terapeutului. Da? De ce? Pentru că în zona asta a umbrei, fiecare dintre noi, există cele mai negre dorințe, complexe, frustrări, frici, dureri ale noastre. Ori, explicarea umbrei și scoaterea la suprafața umbrei înseamnă, de fapt, ce? Vindecarea fiecare din noi. Mă rog, o să am mulți de întrebări și o să răspund la întrebări. Dacă ar fi să identific
cărei părți din psihicul uman corespunde umbra, aș spune că umbra corespunde subconștientului. În subconștient sunt toate gândurile noastre. Cele mai negre, da? Ăla este preșul. Unde ascundem noi ce nu ne place. Nu există ceva care să-l uităm și ăla rămâne acolo, la nivel de subconștient. Subconștientul ăla este, de fapt, umbra aia unde depozităm noi lucrurile care nu ne plac. Așa că aici am niște întrebări care nu aparțin de cronologie. Care este legătura între umbra lui unui om și umbra lui Dumnezeu? Noi facem parte din umbra lui Dumnezeu, cu totul. Și atunci, ce se întâmplă cu umbra noastră? Este parte a umbrei lui Dumnezeu. Nu este, nu înseamnă că umbra lui Dumnezeu este sumă din umbrele noastre, ci că umbrele noastre fac parte din umbra lui Dumnezeu. V-am zis ce cred eu despre umbra lui Dumnezeu, nu? Bun. Ca să... Deci nu există loc fără Dumnezeu. Și totuși, hai să zicem că Dumnezeu a creat un spațiu imaginar. Mă rog, imaginar, să spus, virtual, să zicem. Noi trăim într-o lume virtuală. Chiar dacă avem impresia că are o bază solidă, este o lume virtuală. Dacă vă apropiați de un atom și vă apropiați și vă apropiați, la un moment dat o să vedeți că nu mai există nimic. Da? Deci tot ceea ce vedeți voi și tot ce atingeți voi și tot ce credeți voi că este cu adevărat ferm și există, în realitate nu există. Există pentru noi. Dar în realitate nu înseamnă nimic. Sunt destul de clar pe aici. Bun. Și atunci. A creat această lume virtuală în care ne jucăm noi, în care trăim noi, special ca să experimentăm, este ca un teren de instrucție, școală, teatru, film, ce vreți voi să-i spuneți. Da? Și se regăsește în umbra lui Dumnezeu. Asta înseamnă că, chiar dacă Dumnezeu există, a ales să se facă nevăzut. De ce? Tocmai ca să puteți să acționați sau să putem să acționăm ca și cum nu ar fi Dumnezeu. Da? Pentru că problema mea era simplă și am zis-o, Doamne, dacă Dumnezeu e atât de mare și de ce într-o zi s-a ales să nu mai fie? Păi foarte simplu. Ceea ce e important este calea și căutarea adevărului. După ce ai aflat, nu te mai interesează nimic, nu? Păi când întrebările persistă atâta timp cât nu ai găsit răspunsurile. Și asta te face în realitate să crești. O să vedeți la un moment dat că în relația cu cu divinitatea sau cel puțin pe planeta asta, cel mai important lucru este căutarea. Căutarea adevărului divine. Prin adevărul divin, să nu înțelegi că eu cred doar în Evanghelii sau nu știu ce. Repet, orice adevăr, orice lucru care găsești despre un om, că are un punct de vedere psihologic, că are un punct de vedere, că este vorba de chimie, de fizică, de biochimie sau de ce vreți voi, este tot partea adevărului suprem care pentru mine reprezintă Dumnezeu. Deci nu înseamnă că la un moment dat îl întâlniți pe Dumnezeu la persoană și ați aflat tot. Poți să ai iluzia că știi tot, dar nu o să știi niciodată tot. Și atunci, viața asta este făcută special ca să căutați și să vă dezvoltați.
faceți o mare greșeală că nu căutați întrebări. Să știți că cel mai greu este să înveți un om să pună întrebări. Ceea ce te face să fii superior este tocmai nivelul la care ajungi cu întrebările. Și atunci va trebui să faceți exercițiul ăsta, să descoperiți întrebări noi. Și după aceea să te găsiți și răspunsurile. Făcând așa, o să creșteți. Dacă așteptați doar să vi se dea mură în gură, nu o să creșteți. Pentru că în voi puteți să integrați doar întrebările, doar răspunsurile ale căror întrebări le-ați găsit voi. Nu eu. Dacă eu am o întrebare și îmi găsesc răspunsul, ăla este răspunsul meu. Dacă eu am o întrebare și vă spun răspunsul ăsta, nu înseamnă că e răspunsul vostru. Nu știu dacă sunt foarte clar. Și atunci va trebui să faceți exerciții, să puneți întrebări. Și o să facem. Data viitoare, când o să fac o temă, veniți voi cu întrebări și vă răspund la întrebări. Pentru că m-am gândit că eu vă fac tot timpul numai cursuri. Eu mă pregătesc. Eu fac întrebările. Eu. M-au mai ajutat cei de pe Face. Noroc cu Face-ul. Bun. De ce este important? De ce este importantă umbra? Este foarte importantă. Este foarte importantă pentru că dorințele și tot ce este acumulat la nivelul umbrei noastre devine manifest în viața de zi cu zi. Nu ați avut niciodată întrebări, dar uite, eu vreau așa, nu știu de ce se întâmplă așa. În realitate se întâmplă cum vreți voi să se întâmple. Eu vreau să mă mărit, vreau să fac familie, vreau să am copii. Nu se apropie nimeni de mine. Care este realitatea umbrei voastre? Că nu vreau. Păi e clar? Manifestare. Deci, umbra își găsește manifestarea în acte ratate, freudiene. Da? Când vrei să zici ceva și zici altceva. Da? E o formă de manifestare a umbrei. Umbra se găsește manifestări în diverse situații, sub formă de pulsiuni interioare. Mă rog, o să discutăm și despre asta. Adică, imaginați-vă că umbra voastră este ca o... oală, sub presiune, care la un moment dat explodează. Buf! Și spune ce vrea. Dar nu există că... explodează, sub o formă sau alta. Și atunci, trebuie să fiți atenți la nevoile umbrei voastre, tocmai ca să puteți să schimbați realitatea voastră înconjurătoare. A nu fi atent și a... cum să spun eu? A spune că nu este așa, înseamnă că te bagă în zona de negare. Îți negi, de fapt, nevoile tale. Și asta creează o altă presiune interioară, care explodează pe altă parte. Nu-mi găsesc de lucru. Caut de 2 ani de muncă. Și nu-mi găsesc de muncă. Oare ce se întâmplă? Evident, am farmece. Nu vreau. Am farmece pe spor. Am drumurile legate. Și în realitate ce se întâmplă? Domnul ăla nu vrea să facă nimic, nu vrea să muncească. Da?
Exteriorul este o formă de manifestare a umbrei noastre. De ce? Pentru că exteriorul nostru se pliază pe necesitățile umbrei, să știi, nu ale conștientului. Bun, el este creat prin intermediul sufletului la ajutorul îngerilor păzitori. Da, realitatea noastră exterioară este în strânsă legătură cu umbra noastră. Dacă umbra noastră își dorește ceva, ce se întâmplă, știți? Nu. Nu este obligatoriu. Dar ce se va întâmpla? Apar situații în viața noastră să manifestați nevoia acelei, să-i satisfacem nevoia acelei umbre. Corect. Adică un accident de mașină ia un pic de adrenalină, e, și alte chestii. Oricum, va crea circumstanțele specifice ca să-și îndeplinească dorința. Și de asta este foarte importantă umbra. Pentru că înțelegând umbra, înțeleg ce? Nevoile mele interioare. O să o facem. Și trebuie să fiu foarte atent la nevoile umbrei mele. Asta nu înseamnă că trebuie să fac tot ce vrea umbra mea. Da? Dar pot să canalizez energia umbrei mele către ceva într-un mod constructiv. Adică nici căcă, nici căcă. Bun. Ca o sumă. Fiecare individ are o umbră, da? Plecând de la simplu la complex. Automat un cuplu are o umbră. Cum se va manifesta umbra asta? Cam oglindă. Cam oglindă. Adică? Adică soția va manifesta umbra soțului și soțul va manifesta umbra soțului. La o sumă. O oglindă. Adică îl va bubui pe fiecare unde îi doare, dar cu putere dublă. Da? Bun. Ce se întâmplă când e o familie? Va fi o umbră mai mare. Deci, dacă facem un raport între subconștient, subconștientul individului și subconștientul familiei, putem să punem așa un semn de egalitate? Adică, subconștientul familiei este aceeași cu umbra familiei? Cam așa ceva. Nu întru totul, pentru că la nivel de subconștient sunt și lucruri pozitive, nu mai lucruri negative. Și mai este și sinele. Eu când mă refer la umbră, da? Mă refer la partea întunecată a sinelui. Ok? Bun. Mergând mai departe, se poate vorbi de o umbră de grup? Absolut. Există o umbră a poporului român? Garantat. Puteți să-mi dați un exemplu de ceva care există în umbra poporului român? Clar, este, asta e. Și nu numai. Beția? Poția? Da, este. Trădarea. Ce anume? Trădarea? Dar să știm și noi. Da, este. Și mai sunt ceva. Mai sunt ce? Ritualurile specifice poporului român. Datinile. Datinile fac parte din umbră? Că nu ar fi de lumină. Hai să fim serioși. Când se bată ea la nu știu unde, cu ciomegele, nu face parte din lumina poporului român. Capra, ursul, toate datinile fac parte din umbra poporului român, nu din lumină. Chiar dacă au tenta asta, n-am cum să fie. Deci există o umbră a poporului român, corect? Și de ce credeți că zic eu că e important dacă să știm sau să nu știm că există o umbră a poporului român? Absolut. Se reflectă în fiecare dintre noi și automat umbra asta a poporului român ne afectează pe fiecare.
Și mai este o problemă. Dacă există o umbră a poporului român, înseamnă că există o umbră a fiecărui popor. Și atunci, există posibilitatea ca eu să fiu compatibil cu umbra unui neam? Da. Pot să fiu compatibil cu sau pot să fiu incompatibil cu umbra altui neam? Deci, încerc să vă explic că poți să trăiești într-o țară dacă ești compatibil cu umbra țării respective. Nu cu lumina ei. De ce? Foarte simplu. Pot să mă adaptez sau nu subconștientului poporului respectiv. Dacă nu mă adaptez, ce se întâmplă? Nu, ce se întâmplă cu mine dacă nu mă adaptez subconștientului unui neam? Sunt bubuit, mă respinge. Ăsta este motivul pentru care pot să mă simt foarte bine într-o țară și pot să mă simt foarte prost în altă țară. Și dacă te simți peste bine? Da? Energia aia nu e compatibilă cu mine. Și asta este la nivel de umbră. Deci, cum pot să aflu ce există în umbra mea? Adică, cum pot să găsesc, hai să zicem, caracteristicile umbrei mele? La doamna vrăjitoare, la cercelușa cireșica, zi. A? Corect, în ceea ce te deranjează. În altceva. Alte modalități de a afla ce se regăsește în umbra mea. În analiză personală. Și mai simplu. Testele. Testele psihologice îți dezvăluie umbra? Ba da. Ba da. Dar tot ceea ce faci, tot ceea ce se întâmplă în jurul tău este o manifestare și a umbrei tale. Exteriorul este un rod al tău. Bine, nu este întru totul. Să știți că noi avem o grămadă de mecanisme care fac să nu putem să manifestăm umbra în exterior. Credeți că puteți să manifestați cu totul umbra? Nu. Deci mi se pun o grămadă de bariere în manifestarea umbrei. Cum se numește un om care își manifestă umbra în fiecare clipă? Nu neapărat. A, nu vorbim de cazuri patologice. Haideți. Nu. Hedonism. Nu. Nici. Curajul poate să fie un program. Nici măcar orgolios. Un dezinhibat. Dezinhibarea este specifică oamenilor care pot să-și manifeste nivelul de umbră. Un inhibat este un om care este ascuns acolo înăuntru lui. Tung, 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 tung. Da? Pe când un dezinhibat înseamnă că manifestă la nivel exterior ceea ce are la nivel de subconștient. Corect. Am greșit, doamne, psihologii, hei. Mai primesc mesaje pe net când greșesc. Sper că n-am greșit. Deci ăsta este un dezinhibat. Acum vorbim despre normalitate. Da? Nu despre patologic. Bun. Și mai există, într-adevăr, cele două categorii care manifestă umbra tot timpul. Și unii sunt bolnavi psihici și alții sunt inițiații. Păi, poți să dați minte la bolnavi psihici? Bun. Deci, poți să ai un om normal care este dezinhibat și el se manifestă la nivel de sine și își manifestă
totul imediat, poți să ai pacienții psihiatrici, mă rog, că sunt posedați, că nu sunt, poți să fii și depresiv, poate să fie unul care se manifestă și e depresiv, nu trebuie să fie neapărat un psihotic. Da? Și există inițiații. Sunt tot forme de manifestare ale umbrei. Bun. Apropo de inhibare, cum ajunge un om să fie un inhibat? Negație. I s-a spus întotdeauna nu. N-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci. În educație, da? Și atunci când spui tot timpul unui om nu face, nu trece, nu aia, ce faci? Îl inhibi. Îi pui frâne. Tam, 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 tam. Sunt utile frânele sau nu? Da, utile. De ce sunt utile? Păi dacă nu te frânează nimeni, nu mai vrei să faci nimica. Adică faptul că treci pe o frână, o să ne vrei destul de isteș și te binevoim. Deci, într-adevăr, frânele astea determină mecanismul gândirii. Îi spui unui copil, nu face asta și el începe. Cam cum pot să o fac fără să se prindă ăsta. Și atunci începe să compileze. E foarte mișto să urmărești un copil cum își creează mecanismul gândirii. Spui, nu. Și face ochii mici. Și începe. Clang, clang. Și efectiv partea se rotițe la... Știți cum erau calculatoare la vechi și începea să facă discul. Clang, 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 clang. Și până la urmă tot găsiște o modalitate să o facă, știi? Și... Dar e drăguț să-i spui nu. Adică nu. Ca o chestie. Crezi că oamenii se nasc răi sau devin? Și, 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 și. Adică? Păi depinde că permite. Depinde de ce? De rău. Ce? Rău. Rău în accepțiunea socială, adică antisocial, mă rog, rănește, face belele. Eu cred că și. Adică cred că sunt oameni care sunt nasc răi și automat determină lucrurile. Sunt oameni, cred că sunt oameni care au un fond bun, dar viața... Știi, noi avem o problemă. Știți că aici e cea mai mare problemă noastră? Noi. Că suntem limitați la 70 de ani. Știi? Fiind limitați, suntem ca mașinile, știi? Fiind limitați la 70 de ani, noi nu știm nici ce a fost înainte, nici ce o să fie după. Și ne știm ce a fost înainte și ce o să fie după. Noi vedem lucrurile ca fiind... ca și cum ar fi veșnice. Ați văzut Ben Hur? Filmul? Aș citi cartea? Tipul ajunge la galeră. Da? Și are o singură pretenție. Care? Să fie mutat din când în când dintr-o parte într-alta. De ce? Adică să fie mutat de pe vârstele de pe stânga, pe vârstele de pe dreapta. Să-și dezvolte musculatura într-un mod armonios. Adică știa că o să fie la galeră. Știa că o să stea la galeră, dar scape. Și a zis, dom'le, de ce să fiu dezvoltat doar pe o parte, ca în Asterix și Obelix, că el acum. Și atunci s-a dezvoltat și a dezvoltat musculatura într-un mod armonios. Ideea este că el a avut acces să vadă că o să iasă la un moment dat. Sau, mă rog, a intuit. Și din cauza asta a putut să-și dezvolte musculatura în sensul în care își dorea. Mă rog, era războinic. Asta e altă problemă. Dar ca idee, noi nu vedem treaba asta și câteodată este nevoie de puțin rău ca omul să poată să facă treaba asta aici. Știți că eu ca fond sunt foarte bun? Și m-am născut bun? Bun, și cineva acolo sus s-a gândit că Argeșanu e prea... Tatea a zis toată lui mama. Și cu pămpărău ăsta. Și n-a durat mult. Și a venit explozia. Și după aia drăguțul de el nu a știut cum să scoată cămașa. Da. Eu la început am citit, sunt copiii care se nasc și sunt cu minte, cu minte, așa. Pum,
puteai să-i pui jos, stăteam unde îi puneai acolo, stăteam, îmi puneam un radio, stăteam cu minte, ascultam. Ei! Și la un moment dat cineva a vrut să zice, bă, ce facem cu ăsta? Ce facem cu el? Bun, și atunci îți vine șutul ăla. Bang! Și atunci îți dă... Nu Dumnezeu, că sunt alții mai jos care... Au grijă. Ia să-i mai dăm luat deja, nu. Știți? Eu credeam că Dumnezeu face toate, dar nu. Știi, Dumnezeu are oameni, are etaje, știi? Băi, și până ajungi la el sunt unii care se gândesc așa, zic, bă, ești pe labirintul tău acolo și te plimbi pe labirintul tău, știi, ca șoricelul și zice, mă, dar parcă e prea liniștit, dragi așa, nu. Mai ești tu niște apă. Puf, și îți dă drumul la țeavă. Mai noți, mai noți. A, parcă prea bine. Pune și niște jar pe aici. Și tot așa. Bine, sensul este unul pozitiv. În perspectivă. Dar pe moment e îngrozitor. Fiecare eveniment din ăsta din viața ta, chiar dacă tu ești bun, nu te face rău, dar te face... Te călește. Ok? De ce? Tocmai ca să faci câteodată și lucruri care poate că par rele. Dar în realitate nu sunt rele. Mie mi-a fost foarte greu să înțeleg treaba asta. Auzi? Credeți în principiu bătaie ruptă din rai? Da. Nu? Nu? Da. Eu cred că în principiu, dacă nu înțelegi cu bine, ți-o iei cu japca. Eu am învățat din japcă în japcă. Și de asta vă spun. Eu cred că chestia cu bătaie ruptă din rai are cât se poate de adevărată. Asta e făcută în așa fel încât dacă faci bine, ai recompense, dacă faci rău, ți-o furi. Scuze-mă, asta e tot bătaie. Poate nu-mi accept cine, dar tot ți-o furi. Mai departe. Cum poate fi vindecată umbra? Am zis? Cum poate fi vindecată umbra? A? N-am înțeles. O iubești. O iubești. Și nu mai poate ea. Iar o iubești, iar mai vrea, iar o iubești. Cum? Cum o iubești? Stai un secundă. Nu. Deci. Care era întrebarea? Cum ne vindecăm umbra? Păi, în primul rând, trebuie să fim conștienți că există o umbră. Mă, avem o parte necunoscută a noastră? Deci aia e umbra noastră. La unii mai mare, la alții mai mică. Așa e momentul. Bă, dacă e mare, aia e. Te descurci cu ea. Bun. În primul rând trebuie să fim conștienți că există umbra noastră. E cel mai drăguț când trebuie să-i spun unui om, știi, vine la mine, nu mă simt bine, am o boală automie. Păi, dacă ești depresiv. Eu depresiv! Pentru că el se percepe pe el la nivel de conștient. La nivel de suflet. Cum? Eu mă bucur, eu dansez, eu sunt sufletul petrecerilor. Știi, și în afară e vopsit gardul și înăuntru leopardul. Și apare nivelul de sine, da, nivelul de sine, când care nu iubește viața. Și de fapt, n-ai niciun fel de dragoste vis-a-vis de viață. A, aia e umbra noastră. Vedeți că fiecare dintre voi, la un moment dat, o să rămâneți cu umbra voastră. Știți ce plăcut e? Tu cu umbra ta.
Aia, printre altele. Îți capitonezi frumos pereții să nu te audă vecinii și dai drumul. Deci, tu umbra ta. La un moment dat ți se ia lumina. Când ți se ia lumina, ce rămâne? Tu cu ea. Într-un cuplu, da? La început e totul frumos. De ce? Că e lumina. Și după aia cu cine rămâi? Cu umbra. Așa că aveți grijă să vă placă umbra Domnului. Că dacă nu vă place umbra Domnului... Cu siguranță nu-ți place umbra ta. Da? Cu siguranță nu-ți place umbra ta. Cu siguranță umbra Domnului va acționa asupra umbrei tale. Da, să-ți și nu o să-ți placă. Acum nu suntem la școală, știi că oamenii mai mare. Umbra. Nu e vorba, o secundă. Aici nici măcar nu se pune problema cui umbra e mai mare. Știi? Problema este într-adevăr că în momentul în care tu ești, tu ai o umbră mare, automat înglobezi persoana de lângă tine. Și problema e alta, că persoana de lângă tine va manifesta ce? Nu umbra. Problemele tale. Faceți diferența între umbră și probleme. Da? Și va afecta problemele tale. Mă rog, ale tale venite de la alții, etc. Fiecare, în esență, va manifesta problemele celuilalt. Da? De la nivel de umbră. Bun. Ce legătură este între umbră și sex? Am vrut să zic ceva, dar filmează. Ziceți, există vreo legătură între umbră și sexualitate? Da. Ce? Prin sex se poate dezvolta puțin din umbră, nu arată. Deci, corect, sexualitatea este o formă de descărcare. Dar nu a umbrei, ci a tensiunii interioare date de umbră. Bun. Altă legătură cu sexualitatea. Priaprismul. Asta înseamnă că are umbra prea mare. Și prea încărcată. Mai nevoie de manifestare mai mare. Mai mare. E, poate să fie și o chestie pur fiziologică. Da? Poate să fie. O presiune pe un anumit nerv poate să dea treaba asta. Nu este obligatoriu. Și sunt multe alte cauze, nu numai asta. Poate... Nu sunt de acord. Bun, hai să facem o chestie interesantă. Hai să facem... cum arată... Cam cum vedeți voi umbra unui om echilibrat în interior? Cum va fi? Deci dacă e umbră, nu poate să fie luminoasă. Că de-aia e umbră. Știți, există o icoană a Maicii în care este pictată ea cu luna? Știți? Ce reprezintă icoana aia, știți? O reprezintă pe Maica sau umbra Maicii? Umbra Maicii. Bun. Și atunci, un om frumos, cum va avea umbra? Armonioasă. E cuvântul corect. Frumoasă, armonioasă. Da? Bun. Un om care nu e frumos, cum va avea umbra? Hidoasă e cuvântul corect. Da? De ce? Pentru că la un moment dat poți să vezi inclusiv umbra cuiva. Și în funcție de asta îți dai seama cum este la nivel interior. Poți să vezi și propria umbră? Da. Vă spun că da. Și se poate întâlni propria umbră și o să facem meditația cumva. Nu știu dacă o să facem la întâlniri la sfârșit sau acum. Chiar sunt curios cum e mai bine. Dar o să facem.
Bun. Ce legătură mai este între umbră și sexualitate? Sau inhibițiile se găsesc la nivel de umbră? Păi nu e acela. Inhibițiile se regăsesc la nivel de umbră. Complexele se găsesc. Rezistențele interioare se regăsesc la nivel de umbră. Deci imaginați-vă că în umbra asta sunt stocate toate defectele voastre. Nașpa, nu? Le țineți bine acolo. Țineți-le bine. Să nu scăpați de ele. Să le aveți și viețile viitoare. Țineți-le. Bun. Cum? Cei care fac radiestezie. Știți care este un parametru care definește umbra? A? Care? Ei, nu. Ce are coada vacii cu ștampilatul în limbi? Orgoliu, oare? Alea sunt caracteristici ale umbrei, dar nu o definesc. Hai să spunem ceva. Hai să facem altceva. Un om care are, care este armonios și frumos și echilibrat. Da? Deci va avea o umbră armonioasă, frumoasă, echilibrată. Corect? Care e parametrul care definește treaba asta? EBF-ul. EBF-ul. DH-ul, nu? Da sau nu? Da. Nu! De ce? Pentru că poți să ai DH-70 și EBF-70. Ăla e armonios? Nu. Dar poți să ai DH-4 și EBF-98. Cum va fi omul ăsta? Armonios. Armonios. Cum va avea lumina? Mică. Și cât întuneric va avea? Restul. Și atunci ce are mai mare? Lumina sau întunericul? Întunericul. Deci la el umbra e mai mare decât lumină. Și atunci, problema nu este de umbră. Deci nu umbra mă definește. Ci ce mă definește pe mine ca individ? Mă refer raport bine-rău. Ei. Ca să zic o prostie. EBF-ul umbrei. EBF-ul îmi dă cum este umbra. Deci dacă umbra are EBF-ul mare, deci ai întuneric, da. Și ai EBF-ul mare. Cum este umbra? Armonia să-mi sunai cu radiestezie este. Și atunci de ce te faci? Dacă nu știi, taci. Pune mâna în față și vorbim după aia. Vorbim cu cei care au făcut radiestezie. Am zis. Bun. Deci, umbra nu este negativă. Ați înțeles treaba asta? Ceea ce este negativ este cuprins în umbră. Umbra este ca o pungă în care noi adunăm toate mizeriile. Dar asta nu înseamnă că ea este negativă. Și în umbră suntem tot în Dumnezeu. Bine, nu zic eu, toată umbra e drăguță. În anumite momente. Deci umbra nu înseamnă rău din om. Am înțeles treaba asta? Ok. Ce este bun care este în umbră? Mă rog, bun. Dacă nu-i tot rău și nu-i tot. Hello! Trebuie să fac o schemă? Deci, dacă umbra unui om, hai să zicem că ăsta e omul, da? Și avem triunghiul superior care e conștiința, avem triunghiul mijlociu care e. Și ăsta e triunghiul inferior. În triunghiul ăsta inferior, hai să dăm detalii tehnice. Cum se numește ăsta? Era un clasic în viață. Și mai este încă, că trăiește, da? Și a scris la un moment dat că ăsta se cheamă vărul în parochet. Care este din cabală și care reprezintă barajul dintre subconștient profund și subconștientul mai puțin profund. Ei, noi avem aici stocate. Asta este subconștientul. Asta aici este stocată, umbra. Bine, nu aici exact, e în tot corpul, dar să zicem așa, ca idee. Bun. Cum se manifestă dacă am probleme la nivel de subconștient?
Boima! Doamnele, ce fac? Candidos, te rog. Printre altele. Chisturi, tumori, fibrome, toate sunt manifestări ale problemelor de la nivel de subconștient. Cum să știți că v-ați descărcat subconștientul, doamnelor? Nu după orgasm. Păi după mărimea chisturi ecografic. Ce? Deci, când nu mai este. Când nu mai e. Dar dacă eu am aici un chist, înseamnă că, în realitate, eu am o problemă la nivel de subconștient, la nivel de umbră. Mare. Pentru că un chist, să știți că reprezintă atâta, dacă este atâta, înseamnă o energie destul de mare și o energie destul de mare stă într-un punct. Deci înseamnă un cumul de energie negativă. Care este unde? Evident, în umbră. Îți alegeți. Dacă ai probleme cu capul, există nivelul fizic al capului, care vine a se reprezenta așa, grosso modo. Dar subconștient o să știi că se ieși și în cap. Da? Sunt niște planuri suprapuse, dar asta ca idee. Da. Unii oameni pot avea o umbră mai mare decât alții? Răspunsul este da. Ce face ca un om să aibă o umbră mai mare decât alții? Vârsta astrală. Altceva. Ce mai poate? Să zicem că eu nu am vârsta astrală foarte mare, da? Și atunci a trebuit să-mi cresc umbra. Ce a trebuit să fac? Arte marțiale. Artele marțiale sunt o formă de creștere a umbrei. Nu a răului. Deci poți să crești și rău, că la ora actuală s-a ajuns ca arte marțiale să crească răul din nou. Nu numai nu a răului. Teoretic, eu pot să fac arte marțiale și umbra asta crește pe măsură ce trec prin anumite dimensiuni ale răului. Deci s-au pierdut, cum să spun eu, s-au pierdut artele marțiale. La japonezi, dacă cumva, eu știu, dădeai cu un picior un câine și te vedea vecinul, salut, pierdeai centura neagră. Că ai făcut rău. Nu vorbesc de vorbit, de urât, de bătut sau mai știu ce. N-ai voie să faci așa ceva. În afara dojo-ului. Și atunci, înainte să ți se dea centura, se interesau, da? Cum se poartă cu familia aia. Dacă zice eu, nevasta, păi m-a bătut. S-a încheiat. A? Asta era în Japonia. Nu e în România. În România îți dă un premiu. Revenind. Deci, umbră mare au cei cu vârsta stană mare. Cei care îți fac inițiere. Cei care fac inițieri dacă le crește umbră. Da. Absolut, da. Le crește și lumina, le crește și umbră. Deci există. Mai departe. Ce? Păi, am vorbit despre antrenament deja. În primul rând că călugării Shaolin au altă pregătire. Ei se deschid către umbră. Deschizându-se către umbră, ei înglobează umbră. Da? Și pot să stai în suliță. Aia nu e chestie de fizic. Aia este chestie de energie, nu de fizic. E de chi. Da? N-ai nicio legătură cu fizicul. Deci, au energie. Aia pot să o concentrez într-un punct și pot să se... Aia e altă problemă. Ține tot de umbră. Da? Ține de chi. Dar de umbră. De ciu greu, mă rog. Îngerii au umbră. Da. Da, de ce? Evident că au. Că de-aia îi trimite Dumnezeu pe pământ, pentru că au lucruri pe care nu le-am înțeles bine. Și automat, să știți că umbra, în momentul în care cobori, este identică cu lumina. Deci de unde vii mai sus, cu atât vei avea o umbră mai mare.
Da? Cu cât ai vârsta astrală mai mare, cu atât ai umbra mai mare. Iisus a avut umbra. Când a manifestat Iisus umbra, voi știți? Da. Când a manifestat umbra? Corect. Îndoiala, da. În grădina Ghețimani. Da, corect. Da. Corect. Și când a dărâmat arabele. Da, e formă de manifestare a umbrei lui. Care este raportul umbra cristică, umbra lui Dumnezeu? De unul la unul? De identic. Deci este aceeași. Mă înțelegeți? Bine, același lucru. Și cu ocazia asta puteți să înțelegeți și cum se cheamă? Spiritele superioare. Și, mă rog, un spiritele superioare. Bun, care este raportul magic cu umbra lui Dumnezeu? Da? Identică. Da? Dar Iisus îi spune, eu și cu Tatăl suntem unul. Și eu sunt unul cu Tatăl, da. N-am aceeași umbră. Deci, am vorbit despre Iisus umbra. Când mai manifestă Iisus umbra, știți? Când avem să mă smochin. Când avem să mă smochin, altă dată. Pe munte. Pe munte. Da? În cele, în ispită. În cele 40 de zile. Bun. Sfinții au umbră? Au integrat-o? Da. Nu. Nu. Bun. Hai să facem. Asta îmi place, știi? Demitizarea unor lucruri îmi place foarte mult. Care sunt sfinții care și-au integrat umbră? Corect. Care sunt sfinții care și-au integrat munca? Umbra, și pe munca. Ioan Botezătorul? Încă nu. Ciprian? Nici măcar. Păi tot aia. Deci, hai să o luăm sistematic. Ce înseamnă când un sfânt și-a integrat umbra? Credeți că un sfânt de cer 8 și-a integrat umbra? Nu, de cer 10. Un sfânt de cer 10 și-a integrat umbra. Corect. S-a mântuit. Corect. Deci un sfânt de cer 10. Un sfânt de cer 10 ajunge la perfecțiunea să-și fie integrat umbra și să fie foarte clar. De ce? Trebuie să înțelegeți un lucru. Ca eu să ajung, să zicem, ăsta e cerul 10. Ca eu să ajung. Noi suntem în întuneric și întunericul e aici, da? Hai să facem o schemă pe tablă, că e mai ușor. Asta e cerul, da? Și eu sunt aici. Aici e întunericul. Și aici e lumină, da? Ca eu să mă apropii de aici, aici, ce înseamnă? Nu că-mi scad umbra, altceva. Ha? Asta înseamnă că eu am scăpat de toate defectele, măi. Scăpând de toate defectele, pot să mă apropii de lumină. Dacă am defecte, pot să mă apropii de lumină? Nu. De ce nu pot să mă apropii de lumină dacă am defecte? Pe mine sau rău din mine? Pe amândoi. Deci și pe mine și rău din mine. Și atunci, eu trebuie să îmi rezolv problemele ca să mă apropii de lumină. Unde îmi rezolv problemele ca să mă apropii de lumină? În întuneric. Deci eu cum îmi dau seama cum sunt eu în realitate? În întuneric. În întuneric. Acum înțelegeți de ce sunteți pe planeta Pământ? Ca să fiți în întuneric, nu? Nu, că umbra ta rămâne aici, numai chiar mă
Știți faza cu măgarul? Cu ăla care a cumpărat măgarul și după aia a zis că trebuie să-i plătească și umbra? Da. Păi pot să despart măgarul de umbră? Deci eu mă duc în lumină, perfect, sinele meu în lumină, dar există o parte a mea care rămâne în umbră. Numai că e armonioasă. În momentul în care se termină totul, astea se suprapun. Bof. Dar când va fi asta? La moarte. Când murim? Nu. Ha? Nici măcar. Când se termină jocul. La corect. De pământ sau cu joc? Jocul final. Ai întreg univers. Univers. Oh. Exact. Mai e până atunci. Mai e un pic până atunci. Ați înțeles ce vreau să vă spun? De ce? Pentru că atât timp cât mai există oameni care se nasc, întunericul lui Dumnezeu va fi despărțit de lumină. Fiind despărțiți de lumină, automat și întunericul nostru este despărțit de noi. În cer mă refer. Tu poți să-ți integrezi pe pământ umbra. Poți să suprapui umbra ta cu lumina. Dacă îmi pleci în cer, nu poți să iei umbra cu tine. Poți? Poate să ducă umbra în cer? Nu! Unde rămâne umbra? Unde îți rămâne umbra? Pe pământ. Nu știu dacă sunt la... N-ai cum să iei cu tine. Umbra ta va rămâne în universul ăsta. Și ce se întâmplă cu ea? Rămâne dacă... Depinde. Depinde. Depinde ce, ce o să faci. Păi dați-mi niște exemple. Și atunci umbra se trage înapoi la retrupare? Păi nu, că nu există legătură între tine și umbră. Ba cum să nu există? Păi dacă o vindeci... Hello, chiar dacă e vindecată, tot aia e. Păi cum... Ok, că nu m-am gândit nicio la asta, ții? Rămâne tot aici? Păi nu, că umbra ta fiind nemai având o componentă materială, nu mai este legată de planul material, deci nu trebuie neapărat să stea pe pământ. Ea rămâne în universul... În universul material, dar rămâne în întuneric. Ea rămâne în forma faptelor noastre. Nu, rămâne ca formă. Are o formă, are o energie, are o ceva. Energia se dezvoltă mai departe în materie și se duce mai departe ca un bolgăre de zăpadă. Nu, ideea e că dacă se adună miliarde de umbre, așa. Unde se duc ele? Ce se duc? În lumea umbrelor. Adică creștem exponențial. La mor. Da? Nu e obligatoriu. Poți să crești doar în lumină, poți să crești doar în umbră. Nu, mă refer ca univers. Adunându-se umbrele astea la un moment dat, nu poate să fie decât un depozit de energie care a fost umbră. În univers. De ce? Păi și curat o universul este o umbră a lui Dumnezeu. A, bine, atunci. Deci universul însuși este în umbra lui Dumnezeu. Și atunci, dacă umbra lui Dumnezeu aici, e clar că dacă eu sunt în Dumnezeu, lumina mea va fi în lumina lui Dumnezeu, iar umbra mea va fi în umbra lui Dumnezeu. Indienii americani au testată cu lumea umbrelor. Probabil că există o energie. Eu zic că există o lumea umbrelor și e firesc să fie. Și nu înseamnă că sunt neapărat rele. Lumea umbrelor există. E interesantă chestia asta. Păi nu te duci pe la zi pe gata de apoi și cu lumina și cu umbra ta? Ce? Nu te duci la zi pe gata de apoi și cu lumina și cu întunericul tău? O secundă, întunericul nu este același lucru cu faptele rele. La judecată te duci. Punct. Cu ce? În lumea umbrelor, la Apocalipsă, înseamnă că erupe toată energia asta negativă și atunci e spălată de Dumnezeu. Dacă ne uităm în spate... Aia se referă la sine, nu la umbră. Păi, a zis că rămâne pe pământ.
O secundă, n-am zis că rămâne în pământ, am zis că rămâne în lumea întunericului. În universul ăsta rămâne în universul ăsta. Universul ăsta înseamnă universul material, nu? Nu, neapărat, nu. Universul material este în întunericul lui Dumnezeu. Eu ziceam că rămâne în întunericul lui Dumnezeu. Până nu te asimilezi umbra, până te faci cu ea, nu-ți rămâne ca o lecție de viață, ci ești cu formă de carnă, primul rol din partea următoare? O secundă. Ne asimila, deci noi suntem despărțiți de umbra noastră, de propriile noastre defecte. Da? Care se transformă într-o karmă. Nu neapărat, nu se transformă într-o karmă. Defectele devin de defecte. Se manifestă în alte lecții, în alte lecții. Și le manifestă în secundă. Și dacă nu ce tot cu umbră la Dumnezeu? Nu cred că așa. Mă rog, studiem problema. Lasă acum, vedem mai departe. Dar n-am zis că am înțeles tot. Cum echilibrăm lumina cu umbra? Cum le armonizăm? E vreodată dezechilibrată? Ce? E vreodată dezechilibrată una de alta? Deci e clar că e o contradicție între lumina și umbra de mine la un moment dat. În fiecare din noi. Dacă am fi dezechilibrat, am mai stat pe el? Da, că de-aia suntem. Noi suntem aici că suntem în dezechilibru, nu că suntem în echilibru. Suntem în dezechilibru în universul respectiv, dar asta nu înseamnă că în interiorul nostru suntem în dezechilibru. Pentru că dacă am fi în dezechilibru în universul nostru, atunci am plecat. Dar fiind în echilibru, atunci ne căutăm lecțiile în jurul acestui echilibru. Nu? Nu. Problema se pune în felul următor. Și asta e valabil pentru toată lumea. De foarte multe ori, ca să nu zic de întotdeauna, există o schismă între dorințele noastre din lumină cu dorințele noastre din întuneric. Adică în fiecare din noi există un Dr. Jekyll și Mr. Hyde. În fiecare dintre noi există o lebădă neagră. Problema este de acceptarea lebedei negre din interior. Ok? Marea majoritate neagră. Eu sunt un minunat. Da? Nu ne acceptăm partea aia, latura întunecată a noastră. Există vreo diferență între acceptarea umbrei și integrarea ei? Păi pot să o accept, dar nu înseamnă că o integrez. De ce nu vreau să integrez? Ca general vorbim, psihologic. Pentru că ceea ce ne împiedică să integrăm umbra este prea bună părere despre noi. O prea bună. Adică eu nu sunt așa. Dar accept că aș putea fi. Accept că aș putea fi, dar nu sunt într totul convins că sunt așa și nu, deci nu accept în mine. Mă văd ca pe un lucru exterior. Adică, mă, parcă am defectul ăsta. Nu zic eu am defectul ăsta. Ce? Știți, din punctul ăsta de vedere, nu știu cum este bine, apropo de psihologia modernă. Psihologia modernă spune să nu te bazezi, adică să nu, cum să spun eu, să nu te ocupi prea mult de defecte, știi? De defectele tale. Să-ți dezvolți calitățile și că automat dezvoltarea calităților rezolvă și problema defectelor, știi? Numai că, ce? Sau să consider că în fiecare defect există și ceva frumos. Bun. Ideea este în felul următor. Eu nu prea cred în treaba asta și vă spun și de ce. Pentru că, cu adevărat, adică cred, dar în următorul aspect. Eu am observat cam cum face viața. Nu știu, așa a făcut cu mine. Deci învăț. Și la un moment dat, pac, urmează testul. Evident că l-am picat pe toate. Iar învăț, lume, că universul ăsta are multă răbdare cu mine. Iar învăț, iar, bam, pic testul. Și iar învăț. Bine, pe aia ți-o furi, evident că
De asta ți-o furi. Dar este chestia asta. Ți se dă să înveți și după aia să vedem. Bă, ai învățat ceva? Nu. Buf. N-ai înțeles. Ți-o furi. Mergi mai departe. N-aud. Întrebarea ta a fost acolo, cum echilibrăm lumina și întunericul, da? Da. Dar nu e vorba să echilibrez lumina și întunericul. Deci eu am mers pe următorul principiu. Eu mi-am dat seama că umbra este foarte puternică și că îți demolează foarte multe. Și atunci am mers pe inițieri la nivelul la care să încresc foarte mult lumina. Mi-am dat seama că umbra mea rămâne undeva acolo. Știți, pacienții psihiatrici sunt foarte sensibili. Și la un moment dat o pacientă s-a uitat la mine și mi-a zis, eram medic de izolator. Dragul, zice, tu ai multă lumină, zice, și toată lumea te vede bine. Și bun. Dar zice, eu văd dincolo și dincolo. Ceva. Vedea bine. Toată lumea manifestă lumina, știi? Și pune umbra mai în spate. Acum nu știu dacă trebuie să manifestăm umbra. Dar cred că în timp va trebui să putem să manifestăm și lumina și umbra în același fel. Cred că dacă ești în umbră, deci manifesti umbra și absolut, da. Absolut, da. În terapie se folosește umbra? Da. Răspunsul e da. Păi de ce? Credeți că un om poate să aibă un deficit de umbră? Nu. Da. Păi, întunericul din noi, la ce participă? La formarea corpului, măi. Corpul uman este alcătuit din lumină și din întuneric. Deci dacă eu n-am destul întuneric în mine, ce se va întâmpla cu corpul meu? Se distruge. Și sunt oameni care îți distrug corpul. Cum poți să-ți distrugi corpul? Inaniție. E o formă să-ți distrugi corpul. Posturile lungi și dese. Este o formă să-ți distrugi corpul? Da, mai ales dacă îl urăști. Deci oamenii care își urăsc corpul, care este o formă să-l distrugi. Și atunci el are nevoie de ce? Are nevoie de lumină? Sau de întuneric? De întuneric, de umbră. Hrana conține întuneric. Când ești bolnav, nu ți se dă să mănânci supă de pui ca să te refaci? Credeți că dacă e unul care a stat nu știu cât timp se reface mai repede cu legume sau dacă îi dai supă și ficăței de pui și mai știu ce? Și conține ce? Întuneric. Ai nevoie și de întuneric să fii? Sănătos. Să nu fie foarte clar. Dacă sunt numai cu umbră, pot să fiu sănătos? Nu. De ce? Pentru că și lumina este necesară la toate procesele care au loc în noi. Este necesară în toate procesele fiziologice. Deci nu poți să trăiești nici numai cu lumină, nu poți să trăiești nici numai cu umbră. Și nu mă contrazic când vă spun că se poate, cu un singur amendament. Să cerem. Să vrea Dumnezeu. Și așa sunt oameni care se hrănesc cu lumină și nu mănâncă decât în părtășanie. Și așa sunt maestri de arte marțiale care, într-adevăr, sunt plini de umbre, de întuneric, dar nu mănâncă ce? Carne și produse animale. Nu? Corect. Ok. Care sunt etapele integrării umbrei, da? Cunoașterea, acceptarea, armonizarea, integrarea. Bun. Mai departe. Cum
Mă, îți dai seama că ți-ai integrat umbra. Nu-ți dai seama că un om și-a integrat umbra. Crește BF, asta e una. Deci, indiferent de ce se manifestă în jurul lui, el nu va manifesta, pentru că n-are cum să se ia. Da, dacă crește BF-ul și crește și lumina. Da? BF-ul vă stă dată despre integrarea umbrei. Asta înseamnă că omul respectiv devine din ce în ce mai armonios, mai bun. În umbra noastră se regăsesc și alte lucruri care nu sunt din noi. Da, da, da. Hai, psihologii. Corect. Deci personalitatea maternă, personalitatea paternă. Dar nu personalități, sunt subpersonalități. De fapt, ce sunt în umbrele noastre? Subpersonalități. Sunt subpersonalități, nu sunt personalități materne și paterne. Sunt subpersonalități. Și subpersonalitățile materne și paterne, de fapt, ce sunt? Umbrele! Deci, în umbra noastră se manifestă umbrele părinților noștri. Deci, dacă eu mă vindec, ce fac? Îmi vindec și? Neamul! Înțelegi de ce nu se poate mântui singur? De ce se spune că atunci când se mântuie un călugăr, își mântuie tot neamul? Pentru că dacă el ajunge la un anumit stadiu de evoluție, înseamnă că a trebuit să rezolve problemele tuturor celor care s-au manifestat prin el. Aceștia fiind inclusiv părinții lui. Ăsta nu sunt paterne. Ce? Nu sunt paterne. Nu înțeleg întrebarea. Nu sunt și nu sunt paterne. Nu cred. Nu. Poftim? Dacă le-i din punct de vedere psihologic. Nu asta rezolv când ce se rezolvă în fața terapie. Ah, da. Rezolv, da, corect. Rezolv, de fapt, problema subconștientului părintelor respectiv. Sau, nu rezolv problema părintelui subconștientului respectiv, dar îl faci pe omul respectiv să fie conștient că, de fapt, nu se manifestă pe el la acel moment, ci manifestă umbra părintelui. Adică rezolv modul cum se manifestă în tine. Rezolv modul cum se manifestă în tine. Deci, cum zicea Freud, deci dacă... cum se cheamă? De așa cum a zis el. În momentul în care... te-ai despărțit de subpersonalitatea maternă și paternă, analiza s-a încheiat. Da? Asta înseamnă că tu știi cine se manifestă prin tine și nu înseamnă că nu mai manifesti, că se poate să manifesti. Da, se poate să manifeste și... Dar ca idee. Deci avem în subconștient energii care se manifestă. Se pot manifesta energii ale neamului meu. Da. Este forma de manifestare a străbunilor. Da? Cum e în constelațiile familiale. Deci se pot manifesta cu noi ceea ce nu avem în noi? Exact. Pe din moment ce te-ai născut în acel neam, ai rezonat cu neamul respectiv. Deci ai rezonat cu umbra neamului. Da, da. Problema neamului nu înseamnă neapărat că e problema mea. Deci dacă unul s-a spânzurat în neam, nu înseamnă că m-am spânzurat eu, chiar dacă se manifestă sub o formă sau alta, că e... Înseamnă că asta, că noi avem cel care am ajuns în neamul respectiv, avem ceva de a face cu acea spânzurătoare. Nu înseamnă că este un afară... Nu e obligatoriu. Am apărut acolo cu că... Nu cred că e obligatoriu. Deci nu este un neam cu nu pot să rezonez cu tot ce a făcut neamul respectiv. Înseamnă că le-am făcut eu pe toate. Păi altfel ce-am căutat în neamul respectiv, dacă nu rezonăm cu tot ce înseamnă el? Poate că am nevoie... Să fiu un alt, să am unul 90. Și să fiu în România. Pot să am orice, sau pot să vreau, eu știu, totul altceva. Nu înseamnă neapărat că... Să știți că sunt spirite care se nasc numai pentru că au rezonat cu neamul respectiv, ci pentru că, pur și simplu, așa au vrut și au considerat că au luat niște lecții. Nu înseamnă că au rezonat neapărat. Am înțeles
înțeles, dar asta... Se, câteodată și spiritele se pot ia pe un neam, nu? Asta presupune că Dumnezeu joacă zarul. Nu. Nu joacă zarul. Pur și simplu există un nivel la care spiritele pot să-și aleagă unde vor să se nască. Și atunci, dacă el are voie unde... Dumnezeu zice să stă, tu te duci și spui, știi, eu aș avea o propunere, Doamne, să mă nască în neamul ăla. Dumnezeu zice, să uită așa un pic la tine, știe că am ce să fie, zice, bine. Și propunerea asta vine așa de nicăieri, acolo vreau eu, că vreau eu. Bine, e clar că apare dorința asta și pe un principiu al rezonanței. Și în principiul ăsta al rezonanței există rezonanțe care nu au rezonanțe? Da. De ce nu? Nu trebuie să rezonezi 100% cu ceva. Adică Dumnezeu e perfect. Dar nu e vorba de Dumnezeu aici. Ba da. Ba nu, e vorba de mine. Eu sunt imperfect. Păi eu sunt la discuție cu Dumnezeu și... Da, dar eu trebuie să ating perfecțiunea. Eu trebuie să ating perfecțiunea. Nu înseamnă neapărat că lucrurile de pe Pământ trebuie să fie perfecte. Nu am perfecțiunea dacă eu nu am în față un raport al perfecțiunii. Deci nu există perfecțiune în imperfecțiune. Păi noi nu vorbim de Dumnezeu acum, noi vorbim de noi. Deci, tu te duci la un job pentru că te potrivești perfect cu jobul ăla sau pentru că nu te potrivești cu el? Mă duc ca să învăț. Corect. Atunci înseamnă că nu te potrivești. Nu, înseamnă că mă duc să învăț. Păi, dacă să înveți, trebuie să fie ceva care nu seamănă cu tine. Deci este mie. Nu. Nu. Deci, te duci la un job cu care nu te potrivești, special ca să înveți ceva. Deci, corect. Deci cu ceva, dar nu cu tot. Dar te atrage acel job ca să o secundă, ceva, dar nu complet, nu te trage 100%. Da, nu 100%, dar ceva. Este, ceva, dar asta înseamnă că e imperfect. Așa e și cu spiritul respectiv. Poate că se duce în acel neam ca să-l mântuie sau ca să-l ajute. Corect, dar asta înseamnă că trebuie să rezoneze 100%. Păi, nu există. De exemplu, copiii, da? Și eu de la părinți o anumită genă, o anumită energie, da? Asta înseamnă că nu sunt perfecți faptul că și iau de la ala ce trebuie și iau de la ala ce trebuie? Înseamnă că isteți. Nu. Se întâmplă pur și simplu. Tot pe principiul rezonanței. Dar asta înseamnă că el poate să aibă o legătură neapărată cu cel din trei generații în urmă. Dar un element comun este... Un element! Dar un element nu înseamnă 100. Deci există o rezonanță pe ceva. Hello! O rezonanță pe ceva nu înseamnă 100%. Păi n-a spus nimeni de 100%. Păi el zice de 100%. Hello! Da. Ai fost atentă? El a vorbit de rezonanță 100%. Eu am zis că nu există rezonanță 100%. Că te naști, că te atrage, perfect. Dar nu... Adică există rezonanță 100%. Dar asta înseamnă că te naști întotdeauna cu rezonanță 100%. Că poate să existe, asta e clar. Dar nu înseamnă că există întotdeauna. Asta face parte din ce Dumnezeu îngăduie? Absolut. Dumnezeu poate să îngăduie orice. Deci, să înțeleg prin faptul că Dumnezeu îngăduie, că relasă așa, bă, du-te de aici, du-te mai făși tot. Hello! Tu ai impresia că Dumnezeu este așa... Deci eu am impresia că pentru Dumnezeu milioana decimală contează. Absolut. Absolut. Numai că El are tot atâtea variante. Deci dacă eu vreau să mă nasc într-un loc, El știe variantele peste miliarde de ani, da. Și dacă vreau un alt loc, știe variantele și pe miliarde de ani. Deci pe El nu-L deranjează. Nici dacă mă nasc acolo, nici dacă mai. Sunt foarte rare cazurile când trebuie să mă duc într-un neam pentru că așa trebuie, cum a fost Hristos. Ai înțeles? Aia trebuia să se întâmple. Clar. Punct. Atunci intervine Dumnezeu. Dar există cazuri în care nu intervine. Zice, tu ce vrei? Vreau ochi albaștri. Tot aici. Tu ce vrei? Vreau să fiu negru. De ce? Tot aici. Care e problema? Dumnezeu are calcul variantele astea. Și tu ai voie să înțelegi. Dacă pentru tine e important că ești frumos, foarte bine, dacă tine ești frumos, e important că ești deștept, o să vezi ce înseamnă și asta. Deci Dumnezeu are în calcul variantele astea. Noi nu le avem. Tocmai asta am spus, că acea rezonanță nu înseamnă că nu există capul nostru. Mai aveți întrebări? Fie ca tine. Deci, cum să zic?
Dacă ai N variante, dacă ai N variante, înseamnă că poți să rezonezi 100% cu N variante dacă diferă un element din fiecare variantă. Înseamnă că rezonanța este 100%? Hello! Îmi răspund și mie la o întrebare? Bun! Dacă diferă, deci eu am 100%, da? Și am N variante. 100, 100, 100. Alea diferă între ele. 99, 99, 99, 99. Care este raportul meu cu varianta aia? Hello! Taci un pic. Matematic. Matematic. Dacă ai 99 și eu sunt 100, care este raportul meu cu ea? Deci dacă alea au 99, toate. Singur raport matematic cu cele 99 este prezent. Deci, înseamnă că nu este 100% rezonanță. Asta am vrut să zic și nu mai discut. Bine. Trecem mai departe. Mergem înainte. Bun. Ce vreau să vă întreb? Unde se manifestă probleme relative la părinții noștri? Unde le regăsim? În umbră. Corect? Deci neîncrederea părinților noștri în noi, nemulțumirea părinților noștri, unde sunt? Vă e clar? Unde sunt? În umbră. Și atunci e foarte important, apropo de relaționarea mea cu părinții, ca ei să fie mulțumiți. Pentru că nemulțumirea lor, ce va face? Îți determinați bușește umbră. Și atunci relațiile voastre cu părinții voștri trebuie să fie foarte bune și relațiile cu părinții oamenilor de lângă voi trebuie să fie foarte bune. Dacă eu nu mă înțeleg bine cu mama, prietenei, nevestei, soției mele, ce aveți voi acolo? Ce se va întâmpla? Subpersonalitatea aceea mă va bubui prin intermediul cui? Umbrei ei. Ați înțeles cât de importantă este relaționarea? Asta e. Nu divorțezi, da. Încep să faci diferența între manifestarea persoanei respective la nivel de umbră. Când e ea și când se manifestă. Nu e obligatoriu 100%. Da. E o piedică în plus. Determină blocaje. Și o să-i spui, iar mărta aia. E divină. E divină. Și cum gestionezi o situație în care părinții vor să o iei la stânga și practic tu vrei să o iei la dreapta? Altă problemă, pentru că automat în momentul în care tu o vrei să o iei la stânga și ei vor să o iei la dreapta, o să ai o parte din tine care se va duce la dreapta. Și o să fie o schismă în tine. Aia e problema. Semnalizezi stânga și faci dreapta. Bun. Oamenii cu manifestări paradoxale. Adică sunt oameni care au o manifestare și în următoarea clipă au o altă manifestare. Știi ce se întâmplă cu ei? De fapt există o schismă între lumină și umbră. Da? Deci el este vesel așa și apare clicul. Clic și buf! În realitate există lumina, există umbra, dar ce se întâmplă cu ele? Nu sunt suprapuse. Nu sunt armonizate. Ok? Ce pot să spun despre oamenii ăștia? O să întâlniți în viața voastră, da? Oamenii care își schimbă stările. Da. Dintr-o dată. Uf. Dar nu că, băi, dacă îți moare cineva, e clar că se schimbă starea. Dar nu că s-a întâmplat ceva și ai trecut de la la. Ați înțeles? Cum se face armonizarea? Sunt ok oamenii ăștia sau o problemă? Nu e o problemă. E o etapă
firească, ca să zic așa, în evoluția umană. Da? Înseamnă că nu vrea să-și revină. Bine. Cum să-l ajut? Da, exact. Aici apare psihoterapia. Altul. Altul. De ce? Pentru că fluctuațiile astea sunt greu de manageriat. Deci fluctuațiile astea, deci maniacal depresivi sunt așa. Da? Sunt vezi, așa, duf, când se duc. Ei, în momentul în care încerci să apletezezi treaba asta, de fapt e consumul tău. Tu încerci să păstrezi echilibru. Tu încerci să păstrezi echilibru tău la lumea asta, da? Și mai depui un efort să păstrezi și echilibru celuilalt. E prea mult. Și la un moment dat pachezi. De fapt, se întâmplă următorul lucru. La oamenii ăștia, e clar că problema este la nivel de sine, la nivel de subconștient, nemulțumire, depresie, psihoză, ce e ea. Și Îngerul Păzitor, Lumină, da? Îngerul îi dă parte de bine, de bucurie, de fericire, la nivel de sine, de mulțumire, depresie, agresivitate. Și se manifestă când una, când alta. Să știți că terapia presupune luarea Îngerului Păzitor și manifestarea astea. Buf! Și explodează. Și face bum. Și după aceea încep să-l canalizezi. Eu nu înțeleg. Deci eu așa fac. Eu nu înțeleg psihoterapia care îi dă la o parte umbra și stă de vorbă cu lumină. Nu mă interesează lumina lui. Ce mă, eu educ Îngerul Păzitor? Da, Îngerul Păzitor, tu stai în... Treaba ta aici. Și stai de vorbă cu persoana respectivă. Că te ceri, că te bați, că te scui. Cu ăla ai treabă. Eu nu am treabă cu Îngerul Păzitor. Ați înțeles? Educația se face la nivel de sine, nu la nivel de Înger Păzitor. Eu când îi văd pe psihoterapeut că stau de vorbă cu cu Îngerul Păzitor a unui om, zic, frate, trebuie să scoți la suprafață partea aia. Umbra trebuie scoasă la suprafață. Aia care urlă, fiara. Aia, da. Înțelegeți? Aia trebuie educată. O, noi avem tendința să o băgăm undeva la fund și să nu manifestăm, să nu ne vadă lumea, că suntem așa. Nu, aia trebuie scoasă la suprafață. Deci, la terapie, trebuie să manifesti umbra ta. N-au. Deci, tu, ca terapeut, trebuie să manifesti umbra ta ca să... Să scoți umbra în celălalt. Da. Nu suntem licurici. Nu, ei, suntem și licurici. Suntem și licurici. Suntem și licurici. Da, la vechi din mult. Bun. Da. Cum e un om care manifestă numai umbră? Se poate? Da! Da, absolut da. Bun. E dezinhibat. Dar mă interesează. Cazuri de oameni normali, da, care își manifestă umbra. Și sunt foarte ok la nivelul umbrei. Să vă dăm niște exemple? Absolut, da. Un pilot auto? Corect. Altceva. Am auzit. Pilot auto. Un pilot auto, rocker. Un drogat. Normal. Glumea. Da. Antrenorii. Antrenorii sunt de sport. Mai majoritatea te manifestă umbra. Pentru că ei trebuie să încarce cu ci... Nu negativ. Cu ci greu. Sportivii. Alții. Maestri. Dansatori. Orice presupune sport. Orice presupune activități fizice. Pentru că așa am fost educați. Că întunericul înseamnă drag. Întuneric! Eu asta vorbesc de două ore. Nu e adevărat. Aia e capul tău.
frică. Nu întunericul produce frica. Hello! Întunericul nu produce frica. Întunericul există. El n-are nicio treabă. Aia e problema lor, nu e problema întunericului. Noaptea este bună sau rea? Bună. Deci, nu, problema nu e întuneric. Deci, dacă întunericul plus produce frică, problema nu e la întuneric, problema e la tine. Sau la cui e frică. Înțelegeți? Faceți diferența între întuneric și rău. Întunericul nu înseamnă rău. Traducerile biblice sunt greșite unele dintre ele. Se spune că întunericul e rău. Întunericul nu e rău. N-ai nicio legătură întunericul cu rău. Ființele întunericului înseamnă altceva. Sunt ființe care trăiesc în întuneric. Corect. Aia e altceva. Dar întunericul nu e rău. Ce, ai impresia că animalele de pradă de noapte sunt același lucru cu noaptea? Ai animale care papă noaptea. Și ai noaptea. Nu există legătură și echivalență, egalitate între animalele de pradă nocturne și noapte. Noaptea e noapte. Să înseamnă că e de vină noaptea, că există lilieci. Faceți deosebire între noapte și lilieci, da? Vă rog. Întrebare. Da. Ar fi mai corect să denumim cumva răul malefic, ca să nu facem această concluzie între negativ și rău, adică negativ, mai negativ. Ce? Tautologie. Tautologie să definim răul ca malefic. Nu ne servește la nimic. Din perspectiva mea, poți să-l definești oricum vrei. Problema este cum îl percepi tu. Pentru mine răul nu e rău. Așa cum boala nu e boală. Dar mi-a trebuit 20 de ani să ajung la asta. Adică pentru mine rău e ca un copil care are scala valorii inversată. Înțelegi? Deci nu e rău. Bă, săracul, nu înțelege. Și se pare că ceea ce face e bine. Știi? Că știi cum îți dai seama că îți se pare că ceea ce face e bine? Există o chestie care vorbește despre sfinții care erau slujiți de demoni. Și tu, cum erau sfinții slujiți de demon? Și era răspunsul așa, pentru că aveau Duhul Sfânt, Duhul Sfânt le schimba scala de valori în sens pozitiv. Și atunci demonii făceau lucrurile crezând că fac rău. Adică știi, minus cu minus fac plus. Și drept urmare ei credeau că le fac rău, că puznicilor respectiv și slujeau. Și atunci am înțeles că săracii de ei nu au nicio vină. Ei au... Dom'le, vi s-a întâmplat vreodată să faceți rău crezând că faceți bine și să faceți bine crezând că faceți rău? Ei, ceva de genul ăsta. Și n-a zis nimeni că sunteți malefici. Da, sau răi. Și intenția e să fac rău, sunt chitit, nu eu, vorbind. Prin intenția, nu numai că am acționat și mi-am dat seama că, ulterior că am făcut un rău sau un bine. Nu, domne. Eu vreau să-ți o trag. Bun, și care e problema? Ești liberă să faci. Păi da, întrebarea era... Bă, dar poate ne-a trebuit să înțeleagă rău în sine. Dar nu există rău în sine. Deci, faptul că există spirite care se joacă, care fac rele, care vor să determine, mă rog, lucruri negative, este una. Și modul cum mă raportez eu la aceste spirite este cu totul altceva. Ok, deci la urmă rămâne problema raportarea noastră la el. Absolut, da. Credeți că dacă eu lovesc un demon cu plăcere, mă face bun? Nu, da. Atunci ce te face? Dacă nu... Poți să-l lovesc pentru că așa e modelul, sau că așa trebuie, sau că nu se poate altfel, sau ca să apăr pe cineva. Deci poți să am oricare altă motivație. Dar dacă eu lovesc ceva, nu înseamnă că sunt bun. Înseamnă că am o problemă. E vorba de intenție. E vorba de intenție. E vorba de scopul pentru care faci un lucru. Am înțeles. Deci, dacă fac exorcizări cu intenția de a ajuta oamenii și a ajuta demonii, e una. Dacă fac exorcizări doar ca să-l alt pe dracu, e altceva.
Și noi, în limbajul nostru, cum am putea denumi persoana care, din aceste două roluri? Aici e problema. Adică? Folosim cuvântul de rău? Neapărat. Poți să spui sfinte inferioare, sfinte... Așa, mai puțin benefice. Ai zis că, am o întrebare, ai zis odată că în luna de miere mergi cu lumina și restul vieții rămâi cu umbra. Da. Și că detailat. Ideea este felul următor. În... Deci v-am zis, oamenii au talentul de a-și arăta lumina. Și în perspectivă încep să-și arate felul lor de a fi la nivel, iese la suprafață. Și atunci problema este, asta se întâmplă, o să spuneți bine, bine. Cum? Foarte simplu, o să vedeți că sunt foarte mulți oameni care au divorțat după ce s-au căsătorit. După ce s-au căsătorit. Vorbesc serios, deci au stat împreună 4 ani, da? S-au căsătorit și după au divorțat imediat. Da, mă rog. Mă rog, am vrut să zic. Și deci s-au căsătorit și după aia imediat a divorțat. De ce? Pentru că căsătoria leagă. Leagă, leagă tot. Se leagă lumina, se leagă umbra, se leagă alea. Da? Automat oamenii devin manifesti la nivel de sine. Lucru care nu era atât de evident într-o relație de cuplu. De ce? Pentru că într-o relație de cuplu mai e o libertate. În momentul în care te-ai găsit, ești legat unul de altul, stai față în față. Și abia atunci devii manifeste programele negative. Ei, aia este să știți că pe undeva o probă de foc, căsătoria. Absolut, da. Nu trebuie să te... Corect. Dar cum rămâne cu umbra după divorț? Fiecare și-a umbra lui. Fiecare cu umbra lui. Scapi. Nu te mai afectează umbra. Mă, dacă îți dorește de bine tot restul vieții tale, nu scapi. Cum se manifestă umbra la pacienții psihiatrici? Păi, în general, în psihiatrie, umbra se manifestă prin omul respectiv. Da? Deci nu mai există bariera dintre conștient și subconștient și se manifestă exact umbra. Că e sub formă de depresie, că e sub formă de psihoză, că e criză psihotică. Indiferent ce e, ei se manifestă la nivelul umbrei. Drăguț este că psihoterapia la nivelul ăla ce face? Duce la ce? La armonizarea umbrei. Da? Cum se manifestă umbra la inițiații? Drăguțat. În toate felurile. Deci, voi aveți o idee preconcepută apropo de inițieri. Inițierea îți crește puterea, numărul de ghizi. Nu se rezolvă problemele de umbră. Pentru probleme de umbră se fac meditații speciale. Da? Se face meditația cu umbra, se face, cum se cheamă, reju sau care? Da, reju. Este ea, ca să scoți umbra la suprafață. Deci, sunt multe lucruri pe care... Cum se numește? Nu mai știu. Face la nivel de grad 3 reiki, n-am mai făcut din clasa 4, nu mai știu. Deci, sunt niște exerciții care scot supărările din suflet la suprafață. Aia este o formă de accelerare a manifestării umbrei în planul exterior. În general, pentru înainte să facă maestriile, se făceau. Și după aia te lăsa 2 săptămâni, în 2 săptămâni, dacă rezistai, veneai la inițiere din nou. Nu știu dacă mai știu, dacă știți chestia aia cu băgat să-i hechii în chakra inimii posterior și la lașul lor. Nu știu. E în manual maestrilor, de maestri.
Mă rog, eu n-am mai făcut de mult chestii de astea, apropo de... De obicei se fac la seminarii. De Reiki. Sunt alții care fac seminarii. Voi ați mai făcut mult? Prost le fac. Foarte prost le fac seminarii de Reiki alții. Nu știu care alții. Adică nu din sală. Păi dacă tu știi mai bine, de ce nu ții tu? Păi nu. Dar nu se simt o lipsă de informație undeva. Nu avem... Informațiile le găsești în cărți. Știi? Eu când văd pe oameni care critică, îi spun, bă, faceți voi. Nu, noi spuneam să faceți dumneavoastră. Nu. Eu nu mai fac de astea. Bun. Ce sunt pulsiunile și de ce se manifestă ele și cum se manifestă ele și de unde se manifestă ele. Deci, umbra asta m-am zis că este ca un... ca o oală sub presiune. Da? La un moment dat, această oală sub presiune capătă un vector. Vup! Care se manifestă sub formă de pulsiune. Care se manifestă ca și ce? Poate să fie agresivitate? Da. Foame? Dorințe sexuale exacerbate? Da. Da. Alcoolism? Da. Orice formă de viciu. Orice fumat, corect. Orice formă de viciu este o formă de manifestare a pulsiunii. Da? Știți pe cei care sunt depărtenți de sport? Da. Există și așa ceva. Ok? Deci se poate manifesta oricum. Deci, apropo, revin un pic la inițiații pe lumină. Deci, creșterea luminii nu rezolvă problema umbrei. Creșterea luminii te ajută să capeți puterea să îți rezolvi problemele de umbră. Dar nu ți-o rezolvă. Conștientizarea îți rezolvă problemele de umbră. Nu inițiile. Vă spun de pe acum. Dacă voi vreți să vă rezolvați problema de conștiință prin inițiere, este greșit. Un inițiat care nu își rezolvă problemele de la nivel de umbră nu poate să fie decât un rău mult mai puternic. De asta eu recomand tuturor celor care devin maestri, devin terapeuți, să facă automat și psihoterapie și analiză personală. Ca să devină conștienți de ei înșiși și să-și rezolve problemele. Ok? Bun. Haideți să facem meditația cu umbra, că după aia încheie. Luați-vă pozițiile frumos pe scaun, că mi s-a reproșat că nu fac meditații. Bun. Înghiteți ochii. Închideți ochii. Și vă imaginați că vă plimbați pe o câmpie. Un câmp. Sincer, mie întotdeauna vine în minte un câmp acoperit, adică un câmp unde crește grâu. Cel mai mult m-a impresionat un câmp cu grâu, unde erau și maci, știi? Și mi-a rămas în urmă. Și atunci vă imaginați că vă plimbați pe... Am zis că odată o să vin și o să manifest și umbra mea. Să vedeți cum e. Nu, că îmi zice lumea că pozez în sfânt și mai trebuie să fac cling, așa că mi se aprinde nimbul, da. Ți-au montat ăștia nimbi? Da. Cu nituri. Am rămas cu... Hello. Gata. Deci, închideți ochii.
Și vă imaginați că vă plimbați pe câmp. Da? Cum este? Ce vedeți voi acolo? Grâul, iarba? E înaltă? E dunsă? Are flori? Cum este cerul? E acoperit cu nori? E soare? Uitați-vă la voi și uitați-vă cum sunteți îmbrăcați, cum sunteți încălțați. Și vă imaginați că pe iarbă găsiți o roșie. Apare roșie. Și lângă ea încă o roșie. Și încep să se multiplice. Tuc, 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 tuc. Și încep să crească așa. O grămăjoară de roșii care crește. Se transformă într-o mobilă de roșii. Și el crește. Și se transformă într-un deal de roșii. Și crește, 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 până când rămâneți mici lângă un munte de roșii. Și vă întoarceți cu spatele la munte de roșii. Iarbă găsiți o lămâie. Nu, portocal mai întâi. Și luați portocala în mână și îi mirosiți coaja și simțiți parfumul și simțiți textura și porii și culoarea și e proaspătă și lucește coaja. Și în mână vă mai apare o portocală. Și aveți două portocale. Și mai apare o portocală. Și le pune jos pe iarbă. Și încep să apară portocală. Din ce în ce mai mult. Și se transformă într-o moviliță de portocale care crește, crește, crește. Și se transformă într-un ideal de portocale și care crește, se transformă într-un munte de portocale. Un munte portocale, un portocale. Lăsați muntele portocaliu de portocale și vă întoarceți într-o parte. Și în iarbă vedeți o lămâie. Luați lămâia. Și încercați să vă aduceți în minte parfumul, să vedeți porii. Să simțiți textura. Și mână vă mai apare o lămâie. Aveți două. Lămâi, galbene în lămâi. Le puneți pe iarbă. Și în jur încep să apară din ce în ce mai multe lămâi. Și apare o grămăjoară de lămâi,
care crește la o grămadă de lămâie. Și crește, 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 crește. Până ajunge ca o mobilă, făcută din lămâie. Până ce ajunge un munte din lămâie. Iar la baza lui sunteți voi. În fața unui munte galben, galben, din lămâie. Ștergeți munții de portocale roșii și lămâini și vă uitați la câmp, care e verde. Verde, verde, verde. Un câmp imens verde și voi vă vedeți pe voi, pe câmpul ăsta imens. Vă uitați pe cer și cerul este albastru. Albastru, albastru. Un albastru curat. Senin. Cel mai senin cer pe care l-ați văzut vreodată. Culoarea lui se schimbă și devine indigo. Și apoi se transformă în violet. Bun. Reveniți cu privirea spre câmp. Și în față vedeți intrarea într-o pădure. Lizierea. Sunteți la lizierea unei păduri. Observați pădurea. Cum sunt copaci? Tineri, bătrâni, cum e coaja lor, cum sunt frunzele lor. E primăvară, e vară. Frunzele se mișcă în vânt. Printre copaci apare o cărare. Intrați pe cărare. Intrați în pădure. Lăsați în afară toate grijile voastre. Simțiți parfumul pădurii. Mirosul frunzelor, copacilor. Auziți gâzele păsăilor, vântul foșnind prin copaci. Și mergeți. La haine aveți buzunare. Băgați mâna în buzunare și acolo găsiți problemele ca niște pietricele. Una dintre pietricele reprezintă complexe, frustrări, frici, neînțelegeri. Luați-le și aruncați-le. Aruncați-le pe potecă. Și mergeți mai departe. La un moment dat ajungeți în fața unei văi. Coborâți spre fundul văii. Treceți pe lângă un izvor care
care sare printre pietre și care coboară spre fundul noi. Aici se întâlnește cu alte izvoare și formează un pârâu. Mergeți pe lângă pârâu, în josul văii, în avară. La un moment dat ajungeți în fața unei stânci mari, negre. Vă opriți. Mulțumiți că ați ajuns aici. Cereți iertare pentru ceea ce ați greșit. Mulțumiți că vi s-a îngăduit să vedeți lucruri, să înțelegeți. Din stânga stâncii apare umbra voastră. Poate să fie ca un om, ca un bătrân, ca un copil, ca un fum, ca un abur. Poate să fie ca un dragon, poate să fie oricum. Poate să fie ca un... să aibă forma unui animal. Mulțumiți că a venit. Cereți iertare. Că nu ați luat în seamă dorințele ei. Întrebați-o ce își dorește ca să fie fericită și mulțumită. Ce o nemulțumește? Ce o ne face nefericită? Ce puteți să-i oferiți ca să fie mulțumită și fericită? Mulțumiți că a venit. Întrebați-o dacă mai are să vă spună ceva. Dacă are vreo nemulțumire legată de voi sau de cei din jur. Promiteți-i că o să aveți mai multă grijă de nevoile ei. Cereți-le iertare. Cereți iertare că nu ați luat în seamă nevoile ei. Promiteți-i că o să aveți grijă mai mult de acum înainte. Luați-vă, rămâneți buni. Întrebați-o dacă vă dă voie să o îmbrățișați și dacă da, luați-o în brațe și dați-i din iubirea voastră. Umbra voastră, umbra voastră dispare în spatele stâncii. Din dreapta stâncii vine Îngerul vostru păzitor. Mulțumiți că a venit. Uitați-vă la fața lui. E bucuros sau nu? Cereți iertare că nu i-ați luat în seamă sfaturile. Întrebați-l cum îl cheamă. Încercați să-i țineți minte vocea. El este primul gând care vă vine la soluționarea unei probleme. Întrebați-l ce puteți să faceți ca să îl ajutați în misiunea lui de a vă îndruma pe calea voastră spirituală. Mulțumiți că a venit. Întrebați-l dacă vă dă voie să-l îmbrățișați și dacă da, îmbrățișați-l și dați-i din iubirea voastră. Îngerul vostru păzitor dispare în spatele stâncii. Mulțumiți că i-ați văzut. Luați-o înapoi, pe lângă pârâu, urcați poteca, treceți pe lângă izvor, treceți până de-ați venit prin pădure,
Încărcați-vă de bucuria, trăinicia, echilibru, pacea, forța și statornicia pădurii. Și îndreptați-vă către ieșire. Când ați ieșit din pădure, puteți să deschideți ochii. Ai văzut Georgescu-le acolo, băuturile așa. Umbrana cere unui schiscuri, da? M-am gândit, ai văzut băuturile și femeie, ți-am zis. Două de nevastă la scăpat, dă umbra ei nu. Ce aș mai putea să facă? Acestea fiind zise, sunt întrebări la care n-am știut să răspund, trebuie să recunosc că avem niște întrebări. Cum ar fi, ce se întâmplă cu umbra când ai lumina 100? Ce se întâmplă cu umbră, nu? De 100 și umbră, care-i problema? Nu e că e vorba de dimensiuni, e întreagă poveste. Ce se întâmplă cu mine dacă e cu umbră, când te întorci la Dumnezeu? Încă nu știu. Asta sunt întrebări la care n-am răspuns, dar o să mai gândesc. Bine, acestea fiind zise, vă doresc o seară plăcută. Mulțumesc că ați venit și să fie de folos. Și sper să vă integrați cu umbra și să o iubiți în viața asta.